Bună dimineața! Pisicuța Bogdanei este pe acea fântână arteziană. Astăzi o să spăl foarte bine acel filtru, o să schimb și apa, o să se limpezească satul foarte, foarte bine. Ieri, dacă ați văzut, eu am făcut ceva paste cu gălbiori și eu n-am fost foarte încântată de acele ciuperci. Dar acum am explicație, multă lume mi-a scris că nu sunt gălbiori de pădure, ei au alt gust. Și tind să cred că așa este. Dar totuși vreau să reabilitez gustul gălbiorilor. Uite și pe Ramona. Ce faci mai acolo? Ia, poate cade. Pleacă de acolo, Ramona. Încercăm să reabilităm gustul gălbiorilor. Astăzi o să fac un mic dejun, o să fac o omletă țărănească. Cu de toate. Dar în mare parte o să fie gălbiorii. Poate făcuți așa, au alt gust și îmi schimb părerea. O să pregătesc ingredientele. Îmi trebuie neapărat o tigaie cu capac. Gătim la foc foarte, foarte mic. O să iasă ca o pizza. O să vedeți. Se face foarte repede, foarte simplu. Și sper să fie și foarte gustoasă. Hai să reabilităm gustul gălbiorilor. Prima dată o să stric 4 ouă. Au un gălbenuș extraordinar aceste ouă. Sunt și mari și un gălbenuș foarte, foarte portocaliu. Au fost crescute bine. 4 ouă. Puțină smântână de gătit, dacă nu aveți, puneți lapte. Așa, nu foarte multă. Sare. Piper. Și le bat bine. Dacă punem smântână sau lapte, iese mai pufoasă omletă. Este suficient. Tăiem și jumătate de ceapă, mai mărunt. Un ardei capia este mic, altfel puneam jumătate. Și ardeiul la fel, mărunt. Acum gălbiorii, care sunt curățați bine, nu foarte mărunt, cam așa. Așa-i tai pe toți. Am tăiat ceapa, ardeiul, ciupercile, am și vreo două linguri de porumb dulce din conservă. Cam astea sunt legumele. Mai avem nevoie de puțin bacon, de puțin parmezan. O bunătate o să iasă. La micul dejun pisoi iau puțin lăptic. Este destul pentru toată lumea.
Mai devreme am făcut puțină curățenie în grădină, am tăiat ceva crengi și ia uite-i pe ăștia. Mai devreme toți erau pe dedesubt. Vrea și maică-sa să se joace. Tigaia este pe foc. Ulei de măsline. Pun și puțin unt, acesta cu ceapă și mărar. Puteți pune și untul normal, dar ăsta aromează foarte fain. Uite așa. Prima dată prăjesc puțin bacon. S-a stins focul. Bate vântul destul de tare. Pun și ceapa. Când eram mic, îi ziceam omletă pizza și îmi plăcea foarte, foarte mult. Acum îi zic omletă rustică. Țărănească. S-a fost vânt. Ardeiul gras. Mai tărim un minut și punem și ciupercile. Aurul pădurilor. Vai ce bine miroase. Și percuțele. Și le prăjim bine. Ce culori frumoase! Sare și piper. Le prăjim până se duce toată apa lor. Mai au foarte puțin. Acum pun și porumbul. Este suficient, am dat focul mic, mic, mic.
Da? Și acum pun ouăle bătute. Neapărat acum capac. La foc mic, capac, 10-15 minute. Așa arată după 10 minute. Imediat se ridic capacul. E cineva aici, la stradă, vorbește singur. Povestește ceva de o butelie, dar vorbește singur. Ați înțeles ideea. Acum, pun și puțin parmezan. Mergea o mozzarella, dar nu am. Pun capacul și mai las 2 minute. Și este gata. Am scos omleta. Uitați cât de bine arată. Ea se desumflă imediat după ce o scoți. Era de dor mai umflată, mai pufoasă. Dar vă spun, gustul este extraordinar. Mi-e place să mănânc omleta cu ceva roșii. Încă puțin parmezan, adusare am pus mai puțină. Puțină verdeață. O ia vântul. Uitați cât de bine arată. Groasă și gust. Ăsta da mic dejun. Vine aici pentru 2-3 persoane înfometate. Să și gustăm. Uite cât de bine arată. Secretul este focul mic de tot și capac. Și nu umblați la aia până nu este gata. Parcă sunt mai buni gălbiorii făcuți așa, în omletă. Au aromatizat-o extraordinar. Este foarte, foarte bună. Mai iau una. Mama mia. Delicioasă. Delicioasă. Rămân la părerea că hribii sunt mai buni, dar gălbiorii gătiți așa au un gust deosebit. Să încercați, eu vă mulțumesc, vă spun la revedere și nu uitați, ținem legătura!